momentul cinei pascale și a cinei Domnului este relatat de toate cele patru evanghelii. Evangheliile sinoptice se concentrează asupra aspectelor organizatorice și istorice a modului în care s-a desfășurat cina pascală și apoi inaugurarea cinei Domnului. Evanghelia după Ioan se concentrează asupra aspectelor spirituale care au însoțit pregătirea pentru cina pascală și apoi instituirea cinei Domnului. În capitolele 13 la 17 din Evanghelia după Ioan, tot ce este descris acolo se petrece în camera de sus. În camera de sus este prezent Domnul Iisus cu cei 12, 12 apostoli. Mai era cineva prezent acolo? Mai era cineva prezent acolo? Da. Cine era prezent, deși neinvitat? Cine era prezent acolo? Era Satana prezent acolo. Neinvitat, dar era prezent. Și evanghelistul Ioan surprinde aceste dimensiuni spirituale ale serii în care s-a celebrat cina pascală și apoi a fost instituită cina Domnului. În capitolul 13, în primele 17 versete, evanghelistul Ioan ne îndreaptă atenția înspre identitatea robului și ceea ce putem denumi teologia ștergarului. Pentru că în paragraful acesta se întâmplă ceva neobișnuit. Sunt șocați ucenicii. Și Petru reacționează cât se poate de verbal, tare, încercând să oprească ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a ridicat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, a turnat apă într-un lighean și s-a dus să spele picioarele celor 12. O scenă total neobișnuită pentru vremea de atunci și pentru toate vremurile. Ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat în Ioan 13, este important să citim explicația Apostolului Pavel din Filipeni, capitolul 2. Întoarceți, vă rog, la Filipeni, la capitolul 2, de la versetul 5. Apostolul Pavel scrie celor din Filipi: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul Iisus este descris în versetele acestea ca fiind rob, deopotrivă cu Dumnezeu, coetern, coegal cu Dumnezeu Tatăl. S-a dezbrăcat de prerogativele lui și a îmbrăcat chip de rob. Și evanghelistul Ioan ne explică faptul că Domnul Iisus își cunoștea exact identitatea. Știa cine este, știa de unde a venit, știa încotro se îndreaptă, unde se duce,
și știa de ce a venit în lumea noastră. A venit în lumea noastră ca să aducă mântuirea lui Dumnezeu din cer. Și ca să poată împlini lucrarea pentru care a venit, a trebuit să îmbrace chip de rob. Acum vă rog să vă imaginați. Cineva vrea să cucerească toată omenirea, tot pământul. Vine din cer să cucerească pământul, inimile oamenilor, mintea oamenilor, credința și comportamentul oamenilor, viața și veșnicia lor. Și trebuie să-și aleagă identitatea. Sub ce formă va veni ca să cucerească pământul? Și Apostolul Pavel spune că Iisus Hristos, Domnul, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, nu de divinitatea Lui, nu de atributele Lui, ci s-a dezbrăcat de prerogativele Lui. S-a dezbrăcat de prerogativele pe care le avea ca Dumnezeu creator și guvernator. Și a ales un alt chip. A ales o altă identitate. Ce identitate ai fi ales? Dacă nu poți veni pe pământ ca Dumnezeu, ai fi ales o identitate din lumea îngerilor. Vii ca un heruvim pe pământ. Sau ca un serafim. Sau arhanghel. Vii ca o ființă cerească, pentru că va trebui să ai o lucrare supranaturală. Așa am fi gândit noi. Apostolul Pavel ne explică în Filipeni 2 că Domnul Iisus n-a ales un chip de înger, ci a ales un chip de om. A venit în lumea noastră ca să aducă mântuirea lui Dumnezeu și își alege un chip, un statut de om, o identitate umană. Cum dacă vrei să cucerești pământul, n-ar fi fost mai potrivită o identitate de rege. Vii ca un rege cu toată splendoarea regală, cu toate prerogativele și influența regală, ca să poți impresiona lumea și să o atragi. Și Domnul Iisus a spus nu. Nu vreau chip de rege. Bun, nu vrei chip de rege, dar atunci măcar de general de armată. Unul care a câștigat bătării, războaie și se întoarce în plină glorie și lumea l-aclamă și îl urmează. Și n-a vrut chip de general. Am fi zis noi atunci măcar chip de filozof, de mare orator, de cineva care impresionează lumea cu filozofia și discursul lui. Și Domnul Iisus nu vrea nici chip de filozof. Dar măcar atunci, chip de om mai așezat, mai înstărit. Ca totuși lumea să uite, să spună, da, e totuși cineva. Nu-i cel mai mai, dar nici cel mai mai de jos. Și n-alege nici chipul acela. Ci Biblia ne spune ceva uluitor. S-a dezbrăcat de prerogativele divinității și alege pe pământ ca să câștige pământul un chip de rob. Cum în vremea Domnului Iisus, și robii erau așezați pe mai multe categorii. Erau robi care aveau poziție de șef, rob șef. Știm din Biblie că Iosif, după ce a ajuns și în casa lui Potifar, după ce a ajuns și în pușcărie, a promovat și a ajuns robul șef. Rob, dar rob cu oarece galoane.
erau în vremea aceea robi cu asemenea poziții și Domnul Iisus nu alege poziția de rob șef. Erau în vremea aceea robi deosebit de învățați, scribi, care erau folosiți ca să scrie, să traducă, erau folosiți pentru marile opere ale vremii și erau pe lângă curțile oamenilor înstăriți sau ale regilor. Și nu alege nici chipul acela. Erau robi care erau folosiți pentru anumite misiuni diplomatice. Corneliu, de exemplu, ofițerul roman, trimite doi dintre robii săi care au această abilitate de a purta discuții. N-alege nici chipul acela de rob. Dintre toți robii, era un rob în categoria cea mai de jos. Mai jos de atâta nu se putea. Robul acela n-avea niciun fel de drepturi și niciun fel de proprietăți. Nu avea decât ștergarul cu care era încins. Și slujba lui era să facă lucrurile cele mai umilitoare posibile. Și când Biblia spune că Domnul Iisus a ales chip de rob, a ales chipul acesta. Mai jos de atâta nu se putea. Ca să cucerească lumea. Să întoarcă omenirea la Dumnezeu, să aducă mântuirea. Alege locul cel mai de jos posibil. Ilustrația acestui chip de rob este în Ioan capitolul 13. În Ioan capitolul 13 este prezentat robul acesta. Și când Domnul Iisus vorbește despre el, spune: păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuind, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Adică este atât de jos încât n-are nimica. S-a născut într-o iesle și a murit pe cruce. Și să câștigi lumea? Și în camera de sus este ilustrația acestui chip de rob. E seara în care sărbătorești cina pascală. Eveniment deosebit. Și la ceasul cinei a venit Domnul cu cei 12 și regulile de politețe, de bună cuviință din vremea aceea, presupuneau câteva lucruri când intri la cineva și participi la un anume eveniment. Le prezintă Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, atunci când Domnul Iisus este invitat la o cină în casa lui Simon Fariseul. Și în timp ce Domnul era la masă în vremea aceea, în casa lui Simon Fariseul, Biblia relatează că a venit o femeie păcătoasă care s-a așezat la spatele Domnului Iisus Hristos și a început să plângă la picioarele lui, să-i ude picioarele cu lacrimi, să le șteargă cu părul ei. Fariseul se uită la Iisus și spune: cu siguranță nu-i profet. Cu siguranță nu este un om al lui Dumnezeu, că dacă ar fi, ar ști cine-i femeia aceea. Domnul Iisus, cunoscându-i gândurile, întreabă Simon: am o întrebare. Un om avea doi datornici. Unul îi datora o sumă imensă și altul îi datora 10 lei. I-a iertat pe amândoi. Care dintre cei doi datornici va fi mai recunoscător? Ce-a răspuns Simon? Acela căruia i-a iertat suma cea mai mare. Și Domnul spune: ai judecat corect. Dar Simone, am intrat la tine în casă și nu mi-ai dat sărutare. Era parte din protocol, dacă dai cuiva cinste, ți-ai intrat în casă, îi dai o sărutare. Acum vreau să fac o precizare. Sărutarea aceea nu era cum o interpretează unii prin diverse părți ale țării sau ale lumii, că sărutarea sfântă este să săruți pe cineva pe buze.
n-are de-a face cu asta. Sărutarea Sfântă era una în care se îmbrățișau și era o atingere ușoară pe față, pe lateral. Deci nu care cumva să crezi că sărutarea Sfântă este una pe buze, cum te duci în alte părți și spun că nu e sărutat după Biblie. Era sărutarea aceasta rituală în semn de cinste. Era un alt element ritual să îi torni câteva picături de un de lemn pe cap ca semn a faptului că îi acorzi foarte multă cinste. Îi acorzi această demnitate, a intrat în casa ta și îi acorzi această demnitate a ungerii. Și mai era ceva. Ce era? Spălatul picioarelor. De ce? Suntem în vremea în care oamenii mergeau pe jos, umblau în sandale, încălțați cu sandale, și când ajungeau undeva la masă, nu stăteau la masă cum stăm noi pe scaun, cu picioarele sub masă. În vremea aceea, la mesele acestea, se stătea în felul următor. Erau un fel de canapele care erau așezate sub forma unui careu, masa era în mijloc, și mesenii stăteau culcați pe canapele pe partea stângă sprijiniți de cot și se serveau cu mâna dreaptă. Așa că picioarele erau întinse pe canapea la vedere. Acum, dacă ai umblat pe un drum prăfos, încălțat cu sandale, ce se întâmplă? Ce ziceți? Picioarele transpiră, se murdăresc de praf, arată urât și miros urât. De aceea, ca semn de respect pentru cineva care ți intra în casă, trebuia să îi dai și apă pentru spălat picioarele și cinstea pe care o dădeai cuiva era să-i speli tu picioarele. Numai că, în vremea aceea, toate familiile înstărite aveau robi și dintre robi unul era responsabil de această slujbă, de spălat picioarele. Ei, când Domnul Iisus intră în casa fariseului, nu primește nici sărutare, nu primește nici ungere, nu primește nici spălatul picioarelor, pentru că este primit de Simon fariseul ca să îl iscodească. Nu este în respect. Dar se schimbă scena. Suntem în camera de sus, în Ierusalim. Este Domnul Iisus împreună cu ucenicii. Și cine lipsește? Lipsește robul, așa-i? Lipsește robul care trebuia să facă slujba cea mai de jos. Și nimeni nu vrea să-i ocupe locul acesta. Dacă ai fi fost acolo, ai fi ocupat locul? Te-ai fi oferit să faci slujba aceasta? Ca să înțelegem și mai bine lucrurile, Evanghelistul Luca ne explică ce s-a întâmplat pe drum spre Ierusalim. Ce s-a întâmplat? Cei 12 s-au certat între ei pentru următoarea problemă. Care a fost preocuparea lor? Ne ducem la Ierusalim. Care dintre noi va ocupa locul cel mai cu vază? Care va fi cel mai mare? Și a fost o dispută aspră între ei pe drum pentru funcția numărul 1. Și când ajung în camera de sus, este vacant locul cel mai de jos. Cine îl va lua? În momentul acela, Domnul Iisus se ridică de la masă. Se dezbracă de hainele lui. Se încinge cu ștergarul. Ia ligheanul cu apă. Și este vizibil chipul de rob. Cel care a venit să cucerească lumea pentru Dumnezeu este în locul cel mai de jos. Pentru că numai atunci când înțelegi de unde vii, încotro te duci și care este rostul tău, poți să faci asemenea lucrări.
Domnul Iisus știa de unde vine, că vine de la Tatăl. Îl știa dumnezeirea Lui. Știa că se întoarce la Tatăl în glorie. De ce a venit pe pământ? Ca să caute să mântuiască pe cei pierduți. Ca să fie robul care slujește și își dă viața ca preț de răscumpărare pentru oamenii păcătoși de pe pământ, sub osânda lui Dumnezeu. Numai când ne cunoaștem identitatea, ne putem raporta corect la Dumnezeu, la semeni și la slujirea pe care ne-o încredințează Dumnezeu. Cel mai neatrăgător post dintre toate posturile, știți care este? Robul cel mai de jos. Dacă îi întrebăm pe copii și pe tineri, acasă când este câte o slujbă de corvoadă și ești solicitat să o faci, după ce ai făcut o dată, de două, de trei ori, știi ce zici? Dar tot eu? Dar altcineva nu mai este? În capitolul 13 este limpede identitatea robului. Și Apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Stabiliți-vă identitatea clară pe urmele Lui. Numai așa vei putea să faci slujba pe care ți-o încredințează Dumnezeu. Într-o biserică în care oamenii nu-și cunosc identitatea, nu știu de unde vin și încotro se duc, nu știu de ce sunt așezați în trupul lui Hristos, în biserica Lui, e greu ca oamenii să facă slujbele care nu sunt cu atâta fală. E râvna mare după cele vizibile. E mereu locul acela. Și Domnul Iisus le arată ucenicilor identitatea Lui, ia ștergarul și începe să le spele picioarele. Și intrăm în a doua parte a acestui paragraf, în care Domnul Iisus le explică învățătura legată de ștergar. Le spune, eu sunt Domnul și Învățătorul. Înțelegeți voi ce v-am făcut? Eu sunt Domnul și Învățătorul. Ați înțeles lecția? Care sunt învățăturile? Care sunt lecțiile pe care le dă Domnul Iisus când are chipul acela de rob atât de limpede exprimat înaintea lor? Sunt trei lecții mari acolo. Prima lecție pe care o dă Domnul Iisus în camera de sus este lecția dragostei. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca acela care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până unde? Până la capăt. Ce înseamnă până la capăt? Fără limită. Cu o iubire desăvârșită. S-a dus cu dragostea Lui până la limita supremă. I-a iubit până la capăt. Dragostea nu se măsoară în cât pot primi, ci în cât pot da. Dragostea se măsoară în capacitatea de dăruire, de jertfire. Fiindcă i-a iubit pe ai săi, nu l-a putut opri nimic din dragostea Lui să-și ducă lucrarea până la capăt. Și în capitolul 15 din Ioan, Domnul Iisus spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Nu există dragoste mai mare decât să fii gata să-ți dai viața pentru cel pe care îl iubești. Și fiindcă i-a iubit pe ai săi, le dă lecția aceea până la capăt. Adică, nu mă poate opri nimic din a împlini lucrarea pentru care am venit pe pământ, spune Domnul. Este lecția dragostei. Până unde suntem gata să iubim? Până unde suntem gata să jertfim? Unde este punctul acela la care spui, gata, de aici încolo nu mai pot?
Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și s-a smerit până și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca să plătească prețul pentru răscumpărarea ta și răscumpărarea mea. Pentru iertarea păcatelor tale și iertarea păcatelor mele. Le oferă ucenicilor atunci și nouă astăzi lecția dragostei desăvârșite a lui Dumnezeu. Și o cântarea noastră surprinde acest adevăr și spune: iubirea lui e mult prea mare. În vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice steară sare și în adâncimi o poți găsi. Până unde merge dragostea noastră? Unde ești gata să spui: dacă așa se întâmplă, s-a terminat. Nu mai vreau să am nimic de-a face. Nu mai vreau să rămân, nu mai vreau să slujesc, nu mai vreau să rabd. Fiindcă i-a iubit pe ei, i-a iubit până la capăt. Și le spune ucenicilor: ce am făcut eu să faceți și voi. Este o ilustrație. A doua lecție pe care o dă Domnul Iisus acolo este lecția umilinței. Este lecția umilinței. În timpul cinei, Domnul Iisus era la masă. Când niciunul dintre ucenici nu este gata să ia ștergarul, Domnul Iisus ia ștergarul și se duce pe locul cel mai de jos ca să ne explice nouă astăzi ce le-a explicat lor atunci. Cine se smerește, va fi înălțat. Cine se înalță, va fi smerit. Este lecția umilinței. Este lecția de a accepta să stau la dispoziția lui Dumnezeu în lucrarea lui, oricât este de grea slujba și oricât este de jos locul. Este lecția umilinței. Grea lecție. Și lecția dragostei este greu de acceptat. Și lecția umilinței, a smereniei, este greu de acceptat. O întrebare mai aproape de noi. Cât de ușor te ofensezi? Cât de ușor te jignești? Cât de ușor spui: m-a călcat în picioare și a bătut joc de mine, nu mai rabd? Cât este de mare în noi mândria? Cât este de mică în noi smerenia? La un moment dat, când aveam nevoie de frați, surori care să slujească la uși, la intrările în biserică, e important, fiind o sală mare, fiind un loc în care pot veni oameni neobișnuiți cu modul în care este organizată sala și nu știu pe unde să intre și cum să intre și e nevoie de cineva să te ajute. Un bărbat s-a oferit. Când s-a dus acasă, l-a batjocorit soția și a spus: da, numai ușier ai ajuns. Adică ești chiar așa nimeni în drum acolo? Și pentru că l-a batjocorit soția, n-a mai acceptat slujba. Pentru că trăim cu această mentalitate străină de gândul lui Hristos. Și eu sunt cineva. Lecția smereniei este: Domnul Iisus Hristos a venit să cucerească lumea și a cucerit-o de pe locul cel mai de jos. Pentru că a luat chip de rob. Lecția a treia pe care o dă Domnul Iisus acolo este lecția curăției. Când Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii, a venit deci la Simon și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Petru înțelege dramatismul situației. Înțelege că învățătorul și Domnul
ia locul cel mai de jos și vine din poziția de robul cel mai umil să-i spele lui picioare și Petru spune, Doamne, e inacceptabil. Dacă ar fi dat drumul la gânduri mai departe, Petru ar fi spus, dar i-aș fi acceptat pe ăștia lui Zebedei care sunt mai îngânfați, fiii tunetului. Mi-ar fi plăcut să-i văd așa smeriți, așa umiliți, să-mi spele ei picioarele. Și al lui Zebedei ar fi zis, să văd pe ăsta, pe Simon Petru spălându-mi picioarele. Și fiecare ar fi zis, îl accept pe celălalt să fie mai prejos, dar să fie Domnul și Învățătorul cel care spală picioarele. Și Petru spune, imposibil. Și Domnul îi spune, ce fac eu, tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Adică Domnul îi spune, ce i-a spus lui Ioan Botezătorul Iordan, lasă Ioane, că așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și îi spune, Petre, nu înțelegi, dar trebuie împlinită această lucrare. Petru este cât se poate de împotrivitor și spune, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Adică așa ceva este inacceptabil acum, mâine și pentru totdeauna. S-a încheiat. Și Domnul îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea deloc parte cu mine. Ce spune Domnul Iisus este, Petre, e ceva mai mult decât pricepe aici. E ceva mai mult aici în ceea ce se întâmplă. Și sunt trei aspecte ale curățirii care sunt menționate în Biblie, două surprinse aici. Una este curăția fizică. Spălatul zilnic și curăția, igiena personală zilnică. Este un aspect pe care Biblia îl subliniază și pune accent pe această curăție a noastră, igiena personală. De aceea, în Biblie apar momente în care această igienă personală este subliniată. Al doilea aspect este curățirea rituală. În Vechiul Testament sunt lucruri necurate, dacă te atingi de ele, ești necurat ceremonial și trebuie să procedezi la un ritual ceremonial de curățire. Și pentru fiecare situație este prescris ritualul de curățire. Este această curăție ceremonială. Și la nunta din Cana erau 6 vase puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Este această curățire rituală. Al treilea sens este curățirea spirituală. Este această curăție spirituală. Ei, despre ce este vorba în textul nostru? Ucenicii vin împreună cu Domnul să celebreze cina pascală. Și în vremea aceea, obiceiul igienei personale era, înainte de a te duce la un asemenea eveniment, să ai o baie. Să te speli, să faci baie din creștet până în tălpi. Și să te îmbraci cu haine curate. Ca să te duci la evenimentul respectiv curat. Era parte din regulile de bună cuviință din vremea aceea. Când te duceai după ce ai făcut baie și erai în haine curate, mergând pe jos, era această posibilitate să te murdărești pe picioare. Și când ajungeai la locul unde are loc evenimentul, acolo se petrecea spălatul picioarelor, nu baia. Deci acolo nu mai făceai baia totală. Acolo făceai doar spălarea picioarelor pentru că tot era curat, doar picioarele s-au prăfuit. Și acum ucenicii vin înspre această întâlnire și Domnul Iisus procedează cu ei doar la această spălare a picioarelor. Este igiena trupului, dar pe care Domnul Iisus o folosește ca să meargă înspre curăția și curățirea sufletului. De aceea când îi spune lui Petru, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Adică este ceva care trece dincolo de trup înspre suflet.
Este vorba de această părtășie, de intrare în părtășie cu Domnul. Este această curățire care are de-a face cu eliberarea noastră de sub robia și murdăria păcatului și trecerea noastră de partea Domnului. Când Biblia vorbește despre această curățire, sunt mai multe texte din Biblie, ne uităm doar la unul sau două în dimineața aceasta, Tit capitolul 3. Tit capitolul 3, versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Prin spălarea nașterii din nou. Și când Domnul Iisus le spune ucenicilor, răspunzând lui Petru, care spune: Doamne, dacă e vorba să am parte cu Tine nu doar picioarele, ci și mâinile și capul, Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: nu sunteți toți curați. Nu este vorba aici de curăția trupului, de igiena trupului. Este vorba de curăția spirituală. Domnul spune: voi sunteți curați, dar nu toți. Voi ați trăit acel miracol în care ați trecut de partea Domnului cu toată inima și Petru i-a zis mai degrabă: noi am lăsat totul și te-am urmat. Dar spune: nu toți. Știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a spus: nu toți sunteți curați, nu toți ați trecut prin acel miracol a curățirii spirituale. Cineva între voi este sub această mizerie a păcatului. Nu sunteți toți curați, știa cine este vânzătorul. Este această curăție pe care o primim prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Prin sângele Lui avem iertarea și curățirea păcatelor. Este vorba de faptul că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, toată murdăria păcatului este îndepărtată de pe sufletul nostru în baza jertfei Lui, binecuvântat să fie Domnul. Și Domnul folosește imaginea băii a scăldatului total ca să arate despre această curăție spirituală. După care îi spune lui Petru: cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Spălatul picioarelor este în continuitatea lucrării lui Dumnezeu de curăție și de curățirea noastră în ceea ce înseamnă curățirea zilnică. Este această curăție pe care o primim în clipa întoarcerea Dumnezeu a nașterii din nou, când toate păcatele noastre sunt iertate în jertfa Lui. Și spălarea picioarelor arată înspre curăția zilnică. Vorbește Ioan în 1 Ioan, în capitolul 1, despre această curăție și spune în felul următor: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este cu noi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. În umblarea zilnică se lipește de noi praful și mizeria morală a lumii acesteia. Trăim într-o lume care aleargă în potop de desfrâu. În umblarea noastră prin lumea aceasta se poate alipi ceva murdar de privirea noastră, de gândul nostru, de sentimentele noastre, de vorbele noastre, de faptele noastre. În umblarea prin praful moralității murdare a lumii noastre se pot alipi de noi aceste lucruri. Și Biblia spune: dacă s-a întâmplat așa ceva, ca și copil al lui Dumnezeu care beneficia de iertarea Lui, de mântuirea Lui, nu te duci așa la culcare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.
A trecut o săptămână peste noi și am umblat prin lume. Ce s-a lipit de noi în săptămâna aceasta? Care-i praful lucrurilor lumești care s-au alipit de ochii tăi, de gândurile tale, de vorbele tale? Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe, să ne spele. Și Domnul explică, așa cum se întâmplă igiena trupului, așa se întâmplă și igiena sufletului. Numai că igiena sufletului nu este cu apa aceasta biologică, ci este cu sângele Domnului Iisus Hristos. E această curăție spirituală. Și Domnul Iisus îi învață aceste trei lecții. Lecția dragostei, care e nelimitată, desăvârșită. Lecția umilinței, care merge așa cum a mers Hristos și să acceptăm locul pe care ne-l dă El pentru slava Lui și lucrarea să meargă înainte. Și este lecția curățirii. Sunt 12 apostoli. Toți participă la evenimentul din camera de sus. Unul nu este curat. Unul are inima murdară. Ce se întâmplă cu acesta? Ce se întâmplă cu cel care e acolo și nu-i curat? N-a beneficiat nici de curățirea nașterii din nou, nici de curățirea zilnică. Rămâne mai departe într-un fel de duplicitate a păcatului pe care îl maschează printr-un fel de participare rituală. Două lucruri teribile. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Prima mare tragedie. Nu-și mai poate controla gândurile. E în prezența Domnului Iisus și Domnul vorbește despre harul iertării cerești, despre lucrarea lui Dumnezeu. Gândurile lui sunt în altă parte. Nu-și mai poate controla gândurile. Gândurile lui sunt controlate de cel rău. Satana îi alimentează gândirea. În prezența Domnului, el se gândește la lucrurile diavolului. E în camera de sus. Versetul 27 din capitolul 13. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Participă la cină. Nu-i curat. Gândurile lui sunt stăpânite de cel rău. Se comportă de parcă ar fi toate în regulă. Întinde mâna și ia bucățica. Și în clipa în care o mănâncă, a intrat Satana și devine demonizat. Devine stăpânit de cel rău. Devine un rob al Satanei, nu este un rob al lui Dumnezeu. Devine un rob al Satanei și face cea mai oribilă lucrare de pe pământ. A rămas pentru viață și veșnicie Iuda, vânzătorul. Iuda care îl vinde pe Fiul lui Dumnezeu. Iuda care face cea mai teribilă trădare. Dar e și cea mai cumplită moarte, cel mai cumplit sfârșit. Este lecția curăției. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Suntem la masa Domnului astăzi. Să avem în noi gândul care era în Hristos. Frate și soră, nu lăsa alte gânduri. E gândul cel mai sfânt, gândul lui Hristos. Și este drumul robiei. Apostolul Pavel spune, Pavel rob al lui Iisus Hristos. Este omul care spune, El e stăpânul, eu sunt robul. Sunt cele trei lecții. Lecția dragostei. Cum se aplică în familia ta? Te-ai căsătorit.
Și pentru că l-ai iubit pe soțul tău, îl iubești până la capăt. Și pentru că o iubești pe soția ta, o iubești până la capăt. Și pentru că îți iubești copiii, îi iubești până la capăt. Și pentru că îți iubești părinții, îi iubești până la capăt. Și suntem în Biserica lui Hristos și pentru că iubim pe frații, îi iubim până la capăt. Și pentru că Biblia spune să iubim și pe vrăjmașii noștri, îi iubim până la capăt și ne rugăm pentru mântuirea lor. E lecția dragostei. Este lecția smereniei. Este lecția de a nu avea despre noi simțiri nepotrivite cu statutul pe care ne-l-a acordat Hristos. Da, copiii ai Dumnezeului veșniciilor. Creați după chipul și asemănarea Lui, răscumpărați prin jertfa Fiului Său. A făcut din noi copiii de Dumnezeu, dar ne-a așezat aici să fim copiii Lui și robi ascultători de El în toate lucrurile. Cine mă iubește, acela păzește poruncile mele, a spus Domnul. Ascultare de El. Lecția curăției. Ești curat? Sunt curat? Am beneficiat de harul iertării și a nașterii din nou. Am păcatele iertate. Am numele scris în cartea vieții. Am beneficiat de cea mai mare lucrare a Fiului lui Dumnezeu, mântuirea și viața veșnică. Sau am rămas doar la nivel de ritual religios? Dacă încă n-ai beneficiat, nu rămâne cu păcatele asupra vieții tale. Nu rămâne cu păcatele și cu murdăria spirituală peste sufletul tău. Domnul a spus, veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Copiii de Dumnezeu, am beneficiat de iertarea Lui și de naștere din nou și acum suntem chemați să umblăm în ascultare și în curăție zilnică. Dar trecând prin lume, s-a lipit de noi praful lumii. Stăm la cina Domnului. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă n-ai beneficiat de harul iertării, nu urma exemplul lui Iuda. Nu te preface că ești în regulă. Nu te juca cu veșnicia și nu te juca cu harul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, înfioară-te și spune, Doamne, mi-ai mai dat o zi în care dragostea Ta nemărginită se îndreaptă spre mine și în numele jertfei Fiului Tău mă chem și pe mine să beneficiez de iertarea păcatelor și curățirea în jertfa Ta de orice nelegiuire. Vino la El. Biserică scumpă, vom lua pâinea și paharul. E lecția dragostei, e lecția smereniei și a slujirii, e lecția curăției. Spune, Doamne, aș vrea ca lucrurile acestea să fie reale în viața mea. Aș vrea să umblu așa cum îți place ție și să mă pot bucura de harul pe care l-ai adus venind în lumea noastră în chip de rob. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului și în timp ce ne pregătim pentru cina Domnului, stai înaintea Lui. Lasă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul Scripturii să-ți lumineze mintea, să-ți răscolească sufletul și să putem veni înaintea Lui în curăția zilnică și cei nemântuiți în curăția iertării și a mântuirii în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Rămânem în rugăciune.